cu câte domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Marian Crișan, s-am întâlnire cu conducerea celor de la Gardul France și domnul ministru Miță, dânsul, ministru secretar de stat, de care se ocupă de probleme de energie din lumea României. Am discutat cu dânsii punerea în funcțiune, mai bine zis, punerea gazului din municipiu. Dânsii au pus niște condiții. Domnul președinte Marian Crișan și-a luat angajamentul la următoarea rectificare de buget va reuși să rezolve problema datoriei ENEC-ului, în condițiile în care dorește să discute și cu celelalte primării și cu celelalți președinți de Consiliul Județean, legat de aceleași probleme. E vorba de orașele deținătoare de ceturi, pentru că toate au foarte mari probleme legate de pornirea încălzirii. Astăzi am vorbit și cu primarul de la Brăila, n-au pornit încălzirea, am vorbit cu primarul de la Pitești, n-au pornit încălzirea și ei au probleme destul de grele legate de banii aceștia, de plata datoriilor. Cu această ocazie, sincer, vreau să mulțumesc domnului ministru că a avut răbdarea și a încercat să și a convins în același timp pe cei de la Gardul France și domnul Marian Crișan și domnul ministru secretar de stat, pentru că la un moment dat totul s-a transformat într-o negociere, deci au dorit să achităm o anumită sumă de bani, după care această sumă rămasă de plată să fie șablonată până la sfârșitul anului, octombrie, noiembrie și decembrie, au fost de acord. Urmează mâine dimineață să transmite o copie după hotărârea Consiliului Local către dânsii și în același timp să facem și dovada plății printr-o situație de plată pe care o vom face și dânsii în cursul zilei de mâine să pornească de azi din municipiul Crișan. Vă mulțumesc mult!